Vă spun bun venit, dragi telespectatori, la o nouă prezentare din seria Metode de Vindecare Biblice. Îi Vi suntem recunoscători Bunului Dumnezeu pentru timpul de har, de pace. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că în acest ceas am reușit să punem timp deoparte ca să ne putem întâlni împreună în jurul Sfântului Cuvânt. Aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți deja seară de seară în cadrul acestor prezentări televizate, deja sunteți obișnuiți și știți că în cadrul acestor prezentări folosim Biblia ca un manual de sănătate. Vă spun bun venit și în această ocazie și vă invit să studiem împreună mai departe făgăduințele, sfaturile minunate descoperite în Sfânta Scriptură în cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu, Biblia, cu privire la sănătate și vindecare. Mesajul nostru din această ocazie poartă titlul Nu te mai dezvinovăți. Nu te mai dezvinovăți. Și înainte de a deschide cuvântul sfânt, aș vrea să vă invit să ne plecăm capetele într-o rugăciune scurtă. Vă invit să ne rugăm împreună. Doamne Tatăl nostru, Îți mulțumim din adâncul inimii pentru posibilitatea pe care o avem să stăm înaintea ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru timpul de pace și de libertate pe care tu ni-l oferi. Ajută-ne să profităm din plin de aceste clipe și să putem învăța la picioarele tale. Tatăl nostru, fi alături de mine, pune-tu cuvântul tău pe buzele mele deschide-ne mintea să putem înțelege cuvântul Tău, că și am rugat în numele Lui Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. Amin. Mesajul nostru, nu te mai dezvinovăți. Vă invit să deschidem Biblia, manualul Lui Dumnezeu de Sănătate, în Luca la capitolul 14 și vrem să citim împreună de la versetul 16. Luca capitolul 14, de la versetul 16, citim împreună. Și Iisus i-a răspuns. Un om a dat o cină mare și a poftit pe munți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, Veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți și au început să se dezvinovățească. De aici și titlul prezentării noastre din această ocazie de seară, Nu te mai dezvinovăți. Dumnezeu face o invitație celor care ascultau Cuvântul lui Dumnezeu. Și sub forma unei parabole, Domnul Hristos ne prezintă faptul că unii oameni vor respinge solia lui Dumnezeu, vor respinge invitația lui Dumnezeu vor respinge vestea cea bună a Evangheliei folosind tot felul de scuze. Priviți ce spune Biblia. Luca, capitolul 14, de la versetul 18, Biblia spune Dar toți, parcă fusese vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Dați-mi voie să mă opresc și să vă arăt într-adevăr că toate aceste scuze nu aveau niciun sens pentru a fi prezentate. Mai mult decât atât, am citit deja în Cuvântul lui Dumnezeu că în această parabolă cei care erau invitați erau invitați la ceasul cinei. Din ce mi-aduc aminte, când vorbim despre cină, vorbim despre o masă care este luată în apropierea nopții. Dar acești oameni invitați la cină pentru a respinge invitația cinei, pentru a refuza participarea la acest ospăț dat de însuși Dumnezeu în parabolă, ei au început să se dizvinovățească. Și unul a oferit ca scuză că doar ce a cumpărat un ogor și atunci la vremea cinei, la momentul cinei, el nu poate veni pentru că trebuie să vadă ogorul noaptea. Scuza aceasta nu avea niciun sens Citim mai departe de la versetul 19 Luca 14, de la versetul 19 și versetul 20 Un altul a zis Am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerci Iartă-mă, te rog Un altul a zis Tocmai acum m-am măsurat și de aceea nu pot veni ce tragedie în această parabolă! Oamenii au folosit și vor folosi ca scuză pentru a nu se întâlni cu Dumnezeu avuțiile acestui pământ. Slujbele lor, casele lor, ba chiar unii vor prezenta faptul că membrii familiei nu doresc să se apropie de Dumnezeu și de Cuvântul Său și de aceea nici măcar ei nu pot da ascultare invitației făcute de Dumnezeu toți au început să se dezvinovățească. Mesajul nostru în această ocazie poartă titlul Nu te mai dezvinovăți. Și aș vrea să vă prezint cu ajutorul Sfintelor Scripturi că în încercarea oamenilor de a neasculta de cuvântul clar al lui Dumnezeu vor ajunge să folosească tot felul de scuze pentru a se dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Mai ales atunci când dorim să scuzăm stilul nostru de viață care merge împotriva principiilor sănătății, un stil de viață neînfrânat, un stil de viață care nu va purta aprobarea lui Dumnezeu. Și așa cum am spus și în prezentarea anterioară, mulți dintre noi am ajuns să ne, să ne ștergem la gură într-un sens spiritual, folosindu-ne de șervețele făcute din texte biblice, din pasaje din Sfânta Scriptură pe care noi le răstălmăcim. În încercarea de a ne dezvinovăți, de a ne scuza de practicile noastre ce nu poartă aprobarea lui Dumnezeu. Însă lucrul acesta nu este noutate. Din nou și din nou citim în Sfânta Scriptură și descoperim că încă de la început, în Grădina Edenului, Diavolul a încercat să răstălmăcească Cuvântul lui Dumnezeu, să pună la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Și oamenii au dat crezare și pe, prin faptul că au fost înșelați în urma răstălmăcirii cuvântului Dumnezeu, a intrat în lume durerea, moartea, suferința și boala. Priviți ce spune Biblia în Sfânta Scriptură, în Cartea Genezei. Geneza la capitolul 30. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 3, îmi cer tare. Geneza, capitolul 3 și citim de la versetul 1. Geneza, capitolul 3 și citim de la versetul 1. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat, să nu mâncați din toți pomii din grădină? Semnul întrebării. Observați dumneavoastră aici tactica șarpelui, diavolul, satana, de a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu? Oare chiar asta a dorit să spună Dumnezeu în cuvântul său? Eva, de fapt Dumnezeu n-a vrut să spună acest lucru. De fapt Dumnezeu a vrut să spună altceva. Dăm voie să răstălmăcesc cuvintele lui Dumnezeu. Iar dacă le vei da crezare, vei ajunge în ruină, în durere, în suferință, în boală și în moarte. Priviți ce spune Biblia mai departe. Citim împreună de la versetul, de la versetul 4, Geneza capitolul 3, cu versetul 4. Biblia spune următoarele. Atunci șarpele a zis femeii: Hotărât că nu veți muri. Nu numai că diavolul a semănat îndoială în inima primilor noștri părinți cu privire la cuvintele clare, porunca lămurită a lui Dumnezeu, dar în același timp diavolul a adăugat la cuvintele lui Dumnezeu. Și în felul acesta. Omul a fost înșelat. Omul a fost înșelat și în cele din urmă vedem cu ochii noștri ceea ce se întâmplă în lumea astăzi. Aș vrea să subliniez acest gând pentru că este deosebit de important, dragi telespectatori. Diavolul a semănat îndoială cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai atât, Diavolul a adăugat la Cuvântul lui Dumnezeu, omul a neascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce prevedea acest cuvânt? Dumnezeu a spus să nu mănânci. Cu alte cuvinte, porunca lui Dumnezeu expresă, care interzicea omului să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, a fost răstălmăcită. Cuvântul acesta a fost răstălmăcit, îndoiala a fost semănată cu privire la porunca divina lui Dumnezeu și pentru că omul a dat crezare acestei răstălmăciri. Durerea, moartea și suferința au intrat în lumea aceasta. Și vreau să vă spun, lucrurile nu s-au schimbat nici astăzi. Să fie oare adevărat că oamenii au început să răstălmăcească cuvintele clare și lămurite ale lui Dumnezeu, care ne interzic anumite tipuri de hrană, conform Bibliei, Oamenii au răstălmăcit aceste lucruri și în dorința lor de a le consuma, oamenii au ajuns să culeagă ceea ce au semănat. Durere, suferință, descurajare și în cele din urmă moarte. Priviți ce spune Biblia. Problema aceasta a răstălmăcirii Cuvântului Dumnezeu este prezentată din nou și din nou. Priviți ce spune Biblia în Cartea Matei, la capitolul 22. Matei la capitolul 22 și vrem să citim împreună de aici de la versetul 29. Ce se întâmplă când noi răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu? Priviți ce spune Sfânta Scriptură. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ne vom rătăci, ne vom pierde dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și din nou și din nou, satana a încercat, el și prin agenții săi omenești, care sunt înșelați de, către, de mrejele înșelăciunii sale, să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în cartea Matei la capitolul 4. Matei capitolul 4. Poate vă este greu de crezut, Dragi telespectatori, că diavolul este un student al Bibliei, el cunoaște Sfintele Scripturii, numai că el le răstălmăcește, el le dă o interpretare falsă pentru ca noi oamenii să putem fi înșelați. Cartea Matei, capitolul 4, și vrem să citim de aici de la versetul 5. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 4 și citim de la versetul 5. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate și l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Vreau să observați, dragi telespectatori, faptul că diavolul a citat din Biblie. Numai că Domnul Hristos era un cunoscător atât de bun al Sfintelor Scripturi, încât și-a dat seama că ceea ce spunea diavolul era doar o porțiune din pasajul acela din Psalmul 91. Hristos a înțeles că Satan răstălmăcea cuvântul lui Dumnezeu și dădea o interpretare falsă. Mă întreb, dacă noi nu citim Biblia astăzi, dacă noi nu studiem Cuvântul lui Dumnezeu, cum ne vom da noi seama dacă suntem înșelați sau nu? Cum ne vom da noi seama dacă Cuvântul pe care îl ascultăm poartă amprenta lui Dumnezeu sau nu? Sfânta Scriptură ne avertizează cu privire la pericolul acesta al, în, al, al înșelării, al răstălmăcirii Scripturilor spre pierzarea noastră. Și în mod special. Pentru că vorbim despre sănătate și vindecare, Satan a lucrat cu multă dibăcie pentru a-i convinge pe oameni să răstălmăcească pasajele Apostolului Pavel spre pierzarea lor. Exact așa cum a făcut șarpele în Grădina Edenului. Răstălmăcind pasajul despre care Dumnezeu a zis clar: Să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Și același lucru îl face diavolul astăzi. Mergem în Sfânta Scriptură, în Cartea 2 Petru la capitolul 3. 2 Petru la capitolul 3 și vrem să citim împreună de aici, de la versetul 2 Petru capitolul 3 și vom citi de la versetul 15. Ascultați ce spune Biblia. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 15. Și aș vrea, dragi telespectatori, să mă ascultați cu atenție. Pentru că cele mai multe pasaje care sunt folosite cele mai multe șervețele spirituale care sunt folosite pentru a ne șterge la gură după ce noi am consumat acele alimente necurate care nu poartă aprobarea lui Dumnezeu sunt luate din epistolele apostolului Pavel. Însă oamenii le restălmăcesc în pentru pierzarea lor. Priviți ce spune Biblia. 2 pentru capitolul 3 de la versetul 15 Să credeți Că lunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și prea iubitul nostru Pavel după înțelepciunea lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Oamenii vor răstălmăci epistolele Apostolului Pavel spre pierzarea lor, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Însă suntem avertizați, dragi telespectatori, să nu ne mai dezvinovățim și să nu mai folosim pasaje din Biblie interpretate greșit. Dându-le o altă interpretare decât cea pe care a dorit Dumnezeu. Haideți să citim din cuvântul inspirat și să descoperim câteva pasaje care sunt folosite ca o scuză pentru a consuma din ceea ce Dumnezeu a spus nu. Vă invit să deschidem Biblia în Matei la capitolul 15. Matei, capitolul 15, și vrem să citim de aici, de la versetul Matei, capitolul 15 și vom citi împreună de la versetul, de la versetul 1 și versetul 2. Matei, capitolul 15, de la versetul 1 și versetul 2. Priviți ce spune Biblia aici. Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și i-au zis, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și pală mâinile când mănâncă. Ce s-a întâmplat? Cărturarii și fariseii stabiliseră tot felul de datini, tot felul de tradiții, tot felul de reguli care nu și aveau originea în cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre acestea presupunea că trebuie să speli mâinile înainte de a mânca obligatoriu oriunde te ai găsi. Dar aceasta era o datină, o tradiție omenească. Nu numai că ei își spălau mâinile, dar Sfânta Scriptură ne spune că ei au dus această regulă la extrem. Priviți ce spune Biblia în Cartea Marcu la capitolul 7. Un pasaj paralel cu cel din Matei 15. Marcu capitolul 7 și vrem să citim împreună de la versetul, ascultați ce spune Biblia, de la versetul, de la versetul 1. Marcu 7, de la versetul 1. Farisei și, cărtur și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prinzând cu mâinile necura necurate, adică nespălate. Versetul 3. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care le-au apucat ei să le țină, precum, atenție, spălarea harelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Datin și tradiții omenești. Oamenii aceștia se considerau atât de sfinți, încât în clipa în care mergeau prin piață, când se întorceau acasă, să se spălau, ca nu cumva să rămână necurați, atângându-se de unul dintre trecătorii din piață. Tot felul de obiceiuri care n-aveau nimic de a face cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Iar ucenicii au fost acuzați ca fiind necurați pentru că mănâncă cu mâinile necurate. Mergem în Matei, capitolul 15, din nou. Matei, capitolul 15, și vrem să citim împreună de la versetul 10. Biblia spune astfel. Isus a chemat mulțimea la sine și a zis. Ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci, ucenicii lui s-au apropiat și au zis: Știi că fariseii au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-ai auzit. Dați-mi voie să mă opresc și să înțelegem șervețelul pe care oamenii îl fac din această pagină din Biblie. Oamenii iau pasajul din Biblie pe care tocmai l-am citit, îl vor împături și vor citi că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă pe om și de aici oamenii înțeleg că putem băga în gură ce vrem noi. Pentru că așa a zis Hristos, chiar dacă avem o mulțime de versete pe care le-am studiat și spun altceva. Acum, Pasajul continuă și ne arată că Hristos pusese prin aceste cuvinte o pildă. Era doar o parabolă. Cuvintele acestea nu trebuiau înțelese literal. Priviți ce spune Biblia. Matei, capitolul 15, de la versetul 15 citim. Petru a luat cuvântul și i-a zis, deslușește-ne pilda aceasta. E foarte important de subliniat în contextul explicării acestui pasaj: care era numele ucenicului care a pus întrebarea cu privire la cuvintele rostite de Hristos, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă pe om. Numele acestui ucenic era Petru. Acum este foarte important. Dacă cineva trage concluzia din acest pasaj, că de la momentul acela Domnul Hristos ne-a dat dezlegare ca să putem consuma ce dorim noi și să punem în gură ce dorim noi, pentru că nu ce intră în gură spurcă pe om, atunci, cu siguranță... Că Petru, cel care a auzit cuvintele lui Isus și care a pus această întrebare, ar fi trebuit să înțeleagă că din momentul acela nu mai există nicio diferență între animalele curate și necurate, între carnea curată și necurată. Pentru că numele lui este amintit aici. Și prin cuvântarea aceasta, nu doar Petru, ci și ceilalți ucenici ar fi trebuit să înțeleagă același lucru același lucru. Dar Biblia continuă mai departe și spune, începând de la versetul, de la versetul 20. Haideți să citim de la versetul 20. Matei 15, de la versetul 20. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate, nespălate nu spurcă pe om. Problema era cu privire la mâncatul cu mâinile nespălate. Cineva va spune în momentul acesta, ascultând, dragi telespectatori, Domnul Andrei, dar citiți, vă rog frumos, versetul 17 și 18. Haideți să le citim. Matei, capitolul 15, versetul 17 și 18. Nu înțelegeți că orice intră în gură, merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Încă o dată aș vrea să recapitulăm. Oamenii vor lua cuvintele lui Hristos care spun, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese afară din gură spurcă pe om. Și se folosesc de pasajul acesta pentru a scuza stilul lor de viață nelegiuit, pentru a trăi în ascultare de porunca directă a lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, când ucenicii au auzit aceste cuvinte, au fost oarecum deranjați, spunându-i Mântuitorului, învățătorule, știi tu, cărturarii și fariseii au găsit cuvinte de potignire în cuvintele tale. Acum, Petru se apropie de Domnul Hristos, repet, Petru se apropie de Domnul Hristos și întreabă. Învățătorule, deslușește-ne pilda aceasta. Pentru că știm că tu n-ai vorbit în mod literal. Tu ai vorbit, în pildă. Ce ai vrut tu să spui, de fapt? Acum, dacă în concepția noastră, dragi telespectatori, și aceia dintre noi care ne folosim de pasajul acesta pentru a scuza stilul nostru de viață și a consuma din acele alimente pe care Dumnezeu le consideră necurate, dacă în concepția noastră susținem că din clipa aceea Hristos a curățit toate lucrurile și eu le putem consuma, din acea clipă nici unul dintre ucenici nu avea să mai prezinte vreodată în scrile sale ideea de animale păsări necurate. Pentru că problema ar fi fost deja clară pentru toți. Mai mult decât atât, Petru, cel care a pus întrebarea, pentru el ar fi trebuit să fie foarte clar, dacă la momentul acela, Hristos a vrut să spună că de acum înainte putem mânca orice, și de acum înainte, nicăieri, nu l-am putea să-l mai găsim pe Petru refuzând să consume din ce este necurat. Dar realitatea este astfel. Nici Petru și nici unul dintre ucenici nu a înțeles vreodată că de la clipa aceea, Hristos a curățit toate lucrurile și putem mânca orice. De unde știm? În ultima carte a Bibliei, ultimul ucenic rămas în viață, Ioan, care era alături de Hristos când s-a întâmplat această experiență, el nu a înțeles din Cuvântarea lui Isus că putem mânca orice. Pentru că în Cartea Apocalipsei, capitolul 18, cu versetul 4, citim următoarele. Haideți să citim. Cartea Apocalipsei, capitolul 18, citim de aici versetul 4. Ultima carte a Bibliei, ultimul ucenic rămas în viață, citim de la versetul 1, totuși în context. Apocalipsa 18, de la versetul 1. Priviți ce spune Biblia aici. Apocalipsa 18... De la versetul 1. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, atenție, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Stați puțin, dragii telespectatori, Mesajul nostru: nu te mai dezvinovății, nu te mai șterge la gură cu șervețele făcute din pasaje din Biblie pentru a scuza stilul tău de viață în neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar îmi dau seama că sunt mulți dintre noi care n-am știut niciodată mai bine și n-am înțeles în mod clar cuvintele inspirate ale Sfintelor Scripturii. Poate am stat înaintea oamenilor care au răstălmăcit aceste pasaje din Biblie înaintea noastră. Acum, dragi telespectatori, dați-mi voie să vă, să vă întreb pe dumneavoastră. Cum se face Că Ioan, ucenicul iubit, n-a înțeles în cuvântarea lui Isus, când a zis nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. Cum de n-a înțeles Ioan că de la momentul acela nu mai există alimente, animale curate și necurate? De ce prezintă el expresia aceasta în cartea Apocalipsei? Mai mult decât atât. Și acum, în notițele dumneavoastră, ar fi trebuit deja să scrieți numele ucenicului care a pus întrebarea înaintea lui Isus. Era Petru. Petru a zis, Doamne, deslușește-ne pilda aceasta. Acum, aș vrea să-l vedem pe Petru, cum mult după momentul răstignirii, înălțării, Domnului Isus Hristos la cer, cum Petru spune înaintea lui Dumnezeu că niciodată n-am mâncat nimic necurat. Mergem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Mesajul nostru, nu te mai dezvinovăți. Nu mai aduce scuze înaintea lui Dumnezeu, folosindu-te de pasaje răstălmăcite, interpretate greșit, pentru a scuza stilul tău de viață nelegiuit. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, și citim împreună de aici, de la versetul 9. Ascultați ce spune Biblia. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace, cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Versetul 13. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și acum ascultați cum răspunde Petru. Da, Doamne, că Tu ai spus că toate lucrurile sunt curate. Așa spune Biblia, dragi telespectatori. Nici de cum. Ascultați cum răspune Petru. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Stai puțin, Petru, dar tu nu ți aduci aminte că Isus Hristos a zis că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese afară din gură aceea spurcă pe om. Unde ai fost tu, Petru, de n-ai înțeles că Isus a făcut toate bucatele curate, toate cărnurile curate? Dragi telespectatori, Petru ne arată foarte clar. Ca aceea era o pildă, Hristos vorbea despre problema mâinilor nespălate, care era considerat un lucru necurat. Hristos n-a dat dezlegare în acea zi la consumul de șobolani, de șerpi, de șoareci, de crocodili și lista poate continua. Ca urmare, Petru, după moartea, învierea, Înălțarea Domnului Hristos, acum El se uită la ce era în fața aceea de masă și El spune, Doamne, nu pot consuma din ce este necurat și spurcat. Asta înseamnă că șervețelul pe care ne-l-am făcut, din pasajul din Matei 15 sau cel din Marcu 7, paralel, trebuie să-l despachetăm și să-l punem deoparte și să nu mai folosim acest pasaj din Biblie pentru a ne dezvinovăți, să ne ștergem la gură cu el în încercarea de a scuza stilul nostru de viață în neascultare de Dumnezeu. Îl dăm la o parte deja. Se pare că dăm la o parte pasaj după pasaj și cu toate acestea vrem să trăim mai departe neascultare. Bine, bine, domnul Andrei, va spune cineva. Bine, bine, dar acum chiar Dumnezeu i-a zis lui Petru că se poate mânca orice. Haideți să citim ce spune Biblia în versetul 15 din capitolul 10. Și clasul i-a zis iarăși a doua oară ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și în dată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Care este problema cu acest pasaj? Din nou oamenii fac șervețele. Din nou, oamenii iau pasajele din Biblie și le folosesc ca o scuză înaintea lui Dumnezeu pentru a consuma din ceea ce Dumnezeu a spus să nu. Însă dați-mi voie, dragi telespectatori, să vă explic despre ce vorbim aici. Viziunea aceasta cu animalele și păsările necurate nu avea de a face deloc cu hrana fizică, ci ele erau un simbol al neamurilor care erau privite de către națiunea iudaică ca vin spurcate, necurate și în imposibilitatea de a fi acceptate de Dumnezeu. Aceasta era concepția evreilor. Și mai târziu, însuși Petru a înțeles că viziunea aceea avea de a face cu faptul că Dumnezeu cheamă la mântuire oameni dintre neamuri, chiar dacă nu erau tăiați în prejur, chiar dacă nu erau evrei cu certificat de naștere, de evreu prin sânge. Dumnezeu deja transmitea solia mântuirii la neamuri până la margine pământului. Priviți ce spune Biblia în Fapte capitolul 10 și vrem să citim împreună de la versetul, de la versetul 25. În pasajul pe care noi îl vom citi acum, descoperim un moment când niște păgâni au venit la Petru, trimiși de Dumnezeu, de Îngerul lui Dumnezeu, pentru a auzi solia Evangheliei. Și acum ascultați dumneavoastră când acești păgâni se întâlnesc cu Petru, Petru explică viziunea pe care o văzuse. Priviți ce spune Biblia. Citim de la versetul 25. Atenție! Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe munți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Atenție acum! Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om necurat sau spurcat. Viziunea nu avea de-a face cu carnea curată și necurată. Viziunea, fiarele acelea care se găseau în fața de masă, era o reprezentare a neamurilor, a celor care nu erau din neamul iudeilor și care acum aveau și ei acces la mântuire. Dumnezeu transmitea vestea Evangheliei și către ei. Biblia spune în versetul 29, de aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb dar cu ce gând ați trimis după mine? Iar Corneliu, acest om dintre neamuri, explică întâlnirea lui cu îngerul lui Dumnezeu care l-a trimis la Petru pentru a putea asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dragi spectatori, haideți să nu ne mai dezvinovățim. Haideți să nu mai răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aceste cuvinte, petre, taie și mănâncă, nu aveau de-a face cu acest consum pe care îl vedem astăzi de carne necurată, de produse necurate care nu poartă aprobarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, când Petru s-a întors în mijlocul fraților și evrei, au auzit că Petru a fost în casa neamurilor, în casa celor netăiați în prejur, au început să-l acuze pe Petru pentru lucrarea pe care o făcuse. Pentru că erai considerat spurcat, necurat, dacă te găseai în casa vreunia dintre neamuri. Și acum, Petru trebuie să explice înaintea fraților evrei toată experiența care a avut-o cu Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, citim de la versetul 1. Priviți ce spune Biblia. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați în prejur și ziceau: A intrat în casă la niște oameni netăiați în prejur și ai mâncat cu ei cu alte cuvinte, au început să-l acuze pe Petru ce ai căutat la neamuri. Și acum Petru le explică. Versetul 4. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie, un vas ca o față masă mare legată cu cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. Și îndată, iată că trei oameni trimiși din cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Și Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Cu alte cuvinte, să nu mai fac distinție între oameni, să nu-i mai numesc pe oameni spurcați sau necurați în explicația lui Petru de ce a intrat în casa neamului, de ce a intrat la cei netăiați în prejur, Petru explică viziunea și glasul care a zis Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și în urma acestei explicații, în urma prezentării însemnătății viziunii ce au înțeles copiii lui Dumnezeu. Versetul 18. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 18, hai să citim 17 și 18, următoarele. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat de deci neamurilor pocăință ca să aibă viață. Dragi telespectatori, mesajul nostru nu te mai dezvinovăți. Nu mai prezenta pasaje din Sfânta Scriptură răstălmăcite, interpretate greșit pentru a scuza stilul nostru de viață, adesea în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră, ascultând acest mesaj, dragi telespectatori, veți spune: Dar eu n-am știut niciodată. Nu am înțeles niciodată atât de clar acest mesaj, așa cum l-am înțeles până acum. Fie ca Dumnezeu să fie lăudat, fie ca alegerile noastre să fie rânduite de sfântul cuvânt al lui Dumnezeu, să nu adăugăm și să nu scoatem nimic de la cuvântul inspirat. Priviți ce spune Cartea Apocalipsei în capitolul 22. Cartea Apocalipsei, capitolul 22, este ultimul nostru pasaj în această ocazie. Apocalipsa, capitolul 22, și vrem să citim împreună de la versetul 18. Mărturisesc, oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Dragi telespectatori, haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă ajute în hotărârile sănătoase pe care le veți lua pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Și să nu uitați niciodată, sănătatea noastră va fi menținută numai ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a poruncit și ne-a spus de la bun început, de la începutul Bibliei până la sfârșitul Bibliei, că sunt lucruri pe care le putem consuma, pentru că sunt aprobate de Cuvântul lui Dumnezeu și sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a interzis ca să le consumăm. Dumnezeu să ne ajute să trăim în ascultare de El. Aș vrea să vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru claritatea cuvântului Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu dorești ca noi să înțelegem Sfântul Tău cuvânt, așa după cum L-ai lăsat. Doamne, nu ne lăsa să ne mai scuzăm pentru stilul nostru de viață trăită în ascultare de tine. Ajută-ne să te credem pe cuvânt, să umblăm la pas cu tine, ca să fim sănătoși și vindecați. Binecuvintează-te, rog, toți telespectatorii, că și ne-am rugat în numele Lui Hristos și îți mulțumim. Amin. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția acordată Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aștept la o nouă prezentare din seria Metode de vindecare biblice. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Sunt Andrei Orășanu și vă aștept în fiecare seară începând cu ora 20 să vorbim despre viață, credință, speranță și iubirea pentru semeni la Sălăjeanul Info. O discuție neconvențională despre tot ceea ce contează. Informația este pentru tine, pentru mine, de fapt pentru noi toți. Doar tu poți alege. Alege așadar să ne vedem în această seară la Sălăjeanul Info.